Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un plus pentru educație. În cadrul acestei emisiuni vom vorbi despre educația timpurie. Acest concept pune accent pe dezvoltarea copilului încă de la naștere, plecând de la premisa că cea mai rapidă perioadă de dezvoltare a creierului are loc în primii 2 ani de viață. Experiențele trăite de un copil până la vârsta de 5 ani duc la fundamentarea învățării viitoare, a educației formale și determină deprinderile de ordin social. Care sunt oportunitățile de învățare și care este gradul de integrare a copiilor din județul Alba într-un cadru educațional, vom afla din materialul următor. Ne aflăm la Inspectoratul Școlar Județean Alba și stăm de vorbă cu doamna Eugenia Ignat. După cum vă spuneam, primele noastre informații legate de educația timpurie le vom primi chiar aici de la dumneavoastră. Bună ziua și bine v-am găsit în cadrul emisiunii. Bună ziua, îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră. După cum spuneam, educația timpurie în județul Alba a pierdut teren după anii 90. Aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat de fapt și de ce s-a ajuns la această neglijență, această abandonare a educației copilului până la 3 ani. Tocmai vreau să fac o corecție, că educația timpurie este de fapt un concept mai nou și care include copiii de la naștere până la 6 ani, în momentul în care au debutul școlar. Prin noua lege a învățământului, așa este acest segment. Dar în momentul de față, partea de educație timpurie antepreșcolară, deci cei până la 3 ani, sunt în sistemul de creșe, care după 90 a cam pierdut teren, într-adevăr, datorită legislației din momentul acela, în care femeile aveau 2 ani de concediu pentru îngrijirea copilului. Și sigur că mamele și-au dorit asta dintotdeauna și au rămas acasă cu copiii până la 2 ani. Rând pe rând creșele s-au desființat, pentru că asta a fost situația, și în momentul de față, în Alba Iulia cel puțin, există o singură creșă care acoperă acest segment, evident insuficient pentru cererile care sunt la acest moment. Trebuie să menționăm faptul că nu este sub administrația dumneavoastră această creșă. Nu, este sub administrația primăriei. Era înainte sub administrația Ministerului Sănătății, dar știți bine că prin protocol la nivel local s-au preluat și spitalele, deci inclusiv creșa, și acum este într-adevăr sub administrația primăriei. Oricum, și celelalte unități școlare din municipiu sunt finanțate de la bugetul local. Deci nu este nicio problemă în trecerea, adică includerea în educație și acestui segment. Ce se face din punct de vedere educațional, să spunem, într-o creșă? La momentul acesta nu prea multe, pentru că nu sunt oameni încadrați specialiști în educație. În acest moment sunt doar asistente medicale și infirmiere, cred că aceasta este denumirea, nu mai știu exact, a îngrijitoarelor de acolo. Și educație, eventual așa, la bunul simț, la simțul comun, vorbim cu copiii, ne jucăm ca să treacă timpul și așa mai departe, dar efectiv nu se face educație. Ce se dorește de la acest parteneriat alături de centrul Step by Step? Văd că acum se corectează această educație, încep să se facă primii pași către încadrarea acestor copii și educarea lor în spiritul jocului și a integrării în societate. Într-adevăr, prin proiectul Start Bun în Viață se încearcă o pilotare a includerii acestor grupe de antepreșcolari, ne referim la segmentul de la 2 la 3 ani, pentru că mai mici fiind, putem spune educație de la 0 ani, pentru că relația cu cei mici se bazează pe comunicare și pe exemplu și așa mai departe. Dar în acest proiect este vorba de grupele de la 2 la 3 ani. Se face o pilotare pe 2 grădinițe din județul Alba. De altfel, la nivel național, sunt cam 2 grădinițe pe fiecare județ, în care se vor încadra educatoare care vor face educație cu acești copii.
În acest sens, este prevăzută o formare a acestor educatoare, pentru că este o diferență între ceea ce făceau ele cu copiii de la 3 ani până la 6 ani și ce se poate face de la 2 la 3 ani cu acest segment. După această formare vom avea această pilotare de 2 ani, vom vedea cum decurge. Speranțele noastre sunt pozitive, evident, pentru că ele au experiență în educație și doar trebuie să se raporteze la vârsta de 2 ani și evident avem în acest scop și sprijinul acelor repere fundamentale care sunt validate pe vârstă, care ne spun ce poate face un copil la vârsta respectivă, deci de la 2 ani, la 2 ani și jumătate, la 3 ani și tot timpul trebuie raportat la aceste repere. Ce condiții trebuie să îndeplinească o unitate de învățământ pentru a primi acești copii de la 2 la 3 ani în cadrul necesar pentru a le asigura, spuneți dumneavoastră mai multe, pentru că noi nu prea știm? Condițiile sunt prevăzute oarecum în contractul pe care noi l-am făcut cu Step by Step-ul, dar ca și la celelalte trebuie să existe un spațiu adecvat în care să aibă posibilitatea să se joace, deci un spațiu larg în care să fie loc de joacă, să fie loc pentru dormit, pentru luat masa. Acum noi am încercat, când am selectat cele două grădinițe, am încercat să oferim aceste condiții. Ele au fost grădinițe cu program prelungit înainte, deci niște grădinițe construite standard la vremea respectivă, cu repere clare pentru toate aceste domenii și atunci nu cred că vor fi probleme din această privință. Iar prin proiect li se asigură mobilier și obiecte necesare, jucării necesare pentru desfășurarea activității. Probabil în momentul în care aceste grădinițe se vor elibera de grupele pregătitoare, va exista spațiu și pentru preluarea acestor, așa zise, creșe care existau înainte. Prin plecarea a două generații în anul acesta la școală, sigur că sunt mai multe locuri oferite înscrieri în grădinițe, datorită faptului că încă metodologia n-a apărut pentru includerea acestor grupe de la 2 la 3 ani. Deocamdată nu s-au organizat aceste grupe în grădinițe. Au fost oricum suficiente cereri pentru cei de grupă mică anul acesta, încât să acopere aceste locuri libere, dar în anii viitori, în momentul în care legislația ne permite și ne indică exact condițiile și cine trebuie să ocupe posturile și așa mai departe, se vor organiza grupe cel puțin de la 2 la 3 ani. Acum, în măsura în care fluctuația de copii ne permite, sigur că vom încerca să acoperim și mai jos ca vârstă, dar pentru 2-3 ani, pentru că sunt mai apropiați cu ceea ce și ca vârstă și ca cerințe ce se face în momentul acesta în grădiniță, ne vom putea permite să asigurăm locuri și pentru aceștia. În anul acesta, doar cele două grupe prin proiect. Vă mulțumim pentru informațiile primite. Sper prin acest proiect să sprijinim oarecum și natalitatea de la nivelul județului și de la nivel național. Probabil mămicile vor avea mai multă încredere cine are grijă de copiilor și atunci să venim în sprijinul familiei până la urmă urmei. Mulțumim încă o dată! Și eu vă mulțumesc și eu sper din toată inima, pentru că noi am încercat prin grădinițe să asigurăm condiții cât mai bune, educație cât mai bună, persoane calificate și ne vom strădui în continuare și pentru cei mai mici pe care noi am avut până în acest moment. Pentru a implementa în cele mai bune condiții legea educației naționale în domeniul educației timpurii, secretarul de stat în Ministerul Educației Ioana Badea și directorul executiv al Asociației Centrul Step by Step, Carmen Lica, au lansat în 23 martie la Alba Iulia proiectul Un Start Bun în Viață. Lansarea acestui proiect în municipiul nostru ne-a prilejuit ocazia de a primi informații de la cei mai importanți reprezentanți ai instituțiilor implicate în realizarea acestui proiect și astfel am stat de vorbă cu Luminița Costache de la UNICEF,
Eugen Crai de la Aroma Education Fund și, nu în ultimul rând, Carmen Lica de la Centrul Step by Step. Proiectul își propune organizarea în zone urbane cu economie slab dezvoltată, cu populație mixtă din punct de vedere etnic, a serviciilor de educație timpurie ca servicii comunitare de calitate, care să constituie o experiență pentru educarea și îngrijirea personalizată a copilului. Învățarea devine astfel elementul cheie în dezvoltarea unui copil, deoarece rezultatele învățării depind de calitatea îngrijirii pe care o primește un copil. În județul Alba, beneficiarii proiectului Un Start Bun în Viață vor fi copiii din două grupe, de la grădinița numărul 16 din Alba Iulia și grădinița Primii Pași din Aiud. Educația preșcolară reprezintă temelia despre care vorbim de 20 de ani și care nu a fost niciodată reglementată explicit. Inițiativa a aparținut organizației Step by Step. Avem și alți prieteni dragi, UNICEF și REF aici. De asemenea, este și agenția Împreună, prieten și partener în această desfășurare de forțe. Din punct de vedere al Ministerului Educației, proiectul pilot va produce acele centre de iradiere pentru fiecare comunitate cu virusul educației antepreșcolare, virusul în sensul în care vorbim despre ceva ce devine pozitiv dacă este îmbrățișat de către comunități. Rolul autorității publice locale în implementarea acestui concept este esențial. Trebuie să avem o comunicare deschisă și cu autoritățile publice locale în acest sens, dar proiectul va aduce ca beneficiu pentru toate comunitățile în care vor exista grupe de învățământ antepreșcolar și ne referim la categoria de vârstă 2-3 ani, va aduce beneficiu atât în zona formării resursei umane, în zona mijloacelor și a produselor de care este nevoie ca să derulezi activitatea educațională cu această categorie de vârstă, precum și în zona mobilierului adecvat desfășurării acestei activități. Conform parteneriatului, Ministerul Educației îi revin responsabilități legate de utilizarea infrastructurii pe care o are și aici vorbim atât de rețeaua de informare care este amplă și este de utilizat, dar și de capacitatea Ministerului în parteneriat cu aceste organizații prietene Ministerului să producă formarea în timp real, să producă comunicarea directă cu beneficiarii și să producă monitorizare pentru ca la capătul proiectului să avem toate beneficiile despre care noi vorbim, ghiduri și orice alt element important la capătul unui proiect. Vom primi informații în detaliu despre tot ceea ce ține de educație timpurie de la doamna Carmen Lică, cea care este directorul Asociației Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională. Ne-am întâlnit astăzi la Alba Iulia pentru a discuta un subiect nou din legea educației și anume educația timpurie. Care este colaborarea dumneavoastră cu Ministerul Educației? Bună ziua! Colaborarea noastră cu Ministerul Educației este o colaborare de foarte mult timp, dar astăzi ne aflăm la Alba Iulia cu ocazia lansării unui proiect de educație timpurie antepreșcolară, adică un proiect care vizează grupa de vârstă de la naștere la 3 ani, cu focus pe copiii cu vârste între 2 și 3 ani. Proiect implementat în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, UNICEF România și Roma Education Fund România. Cui se adresează acest parteneriat? Haideți să spunem ce instituții din România vor putea implementa o astfel de educație timpurie. Instituțiile care sunt eligibile de a intra în proiect și implicit de a implementa acest proiect sunt grădinițele, unitățile de învățământ preșcolar, interesate să organizeze grupe de educație antepreșcolar.
Haideți să vorbim de fapt cum va fi organizată această educație la nivelul acestor centre, să nu speriem cumva oarecum părinții, de ce ar trebui să-și dea copiii la o anumită școală, cu ghilimele de rigoare, chiar de la o vârstă atât de fragedă, chiar de la 2 ani. Conceptul de educație timpurie valorizează fiecare interacțiune pe care copilul o are cu adulții și mediul din jurul său. În acest sens, acest proiect dorește să piloteze serviciile de educație timpurie de calitate, în sensul în care copiii care vor frecventa aceste cursuri, să spunem, care vor beneficia de aceste servicii, vor învăța din interacțiunea cu educatoarele, vor învăța prin joc, vor învăța fiecare în ritmul lui și toate activitățile care vor fi organizate în aceste grupe vor fi adecvate vârstei și caracteristicilor de dezvoltare și vor fi de asemenea susținute de materiale educaționale. Dacă tot am vorbit despre resurse materiale și resurse umane, există o nevoie de specialiști sau de o îmbunătățire a materialului didactic? Există o actualizare a cunoștințelor, ca să spunem mai degrabă. Deci, în cadrul proiectului, personalul didactic care va lucra în aceste grupe va beneficia de formare, va beneficia de materiale, suport care să le ajute să-și organizeze activitățile de fiecare zi cu copiii și, de asemenea, materialele educaționale vor fi adecvate vârstei și vor susține toate activitățile cu care vor fi instrumentate cadrele didactice. Concret, până la această oră, ce s-a stabilit? Care sunt, să spunem, normele, metodologia pusă în practică? Până la această oră există documente legislative care urmează să fie promovate prin hotărâre de guvern, metodologia de organizare, există un curriculum pentru 0-3 ani care urmează a fi pilotat în proiect și pe baza informațiilor primite de la cadrele didactice el va fi revizuit și aprobat ulterior. Când va putea fi implementat din anul școlar 2012-2013, presupun? Da, proiectul va intra în implementare începând cu septembrie 2012 la nivelul grupelor, dar perioada de vară, deci practic de vacanță școlară, va fi folosită pentru formarea cadrelor didactice și dotarea grupelor respective cu mobilier și material educațional. La nivel național, care vor fi beneficiarii? Precizați în conferință câteva numere. Enumerați, vă rog. Sigur, în proiect vizăm implementarea serviciilor în 200 de grupe, fiecare grupă urmând să servească, să spun așa, 20 de copii, un număr de 1200 de profesioniști, nu numai, avem aici în vedere nu numai cadrele didactice, ci și directorii unităților de învățământ preșcolar și personalul de îngrijire, deci tot personalul adult care interacționează cu copiii, 4.000 de copii, așa cum am spus, și 4.000 de părinți care vor fi nu numai informați despre importanța educației timpurii, dar vor parcurge și cursuri pentru creșterea competențelor parentale. Pentru a-și forma, presupun, pe viitor această abilitate de a comunica cât mai ușor cu copiii și de a se forma ca și învățători acasă, probabil, când vor ajunge, vorbim de părinți acum. Noi suntem convinși că părinții sunt primii educatori ai copiilor, pentru că primii adulți cu care copiii interacționează sunt părinții lor. Este foarte important ca părinții, unii pregătiți, unii mai puțin pregătiți pentru meseria de părinte, unii cu mai mult sau mai puțin timp, să știe să valorizeze la maximum fiecare minut și fiecare interacțiune pe care o are cu propriul copil, în așa fel încât fiecare dintre aceste interacțiuni să se constituie într-o experiență pozitivă de învățare pentru copil. Pe final, aș dori să vă întreb care vor fi beneficiile unui copil în momentul în care va beneficia, în momentul în care va parcurge această educație timpurie. Toate studiile ultimilor ani ne demonstrează importanța educației timpurii. S-a demonstrat că acei copii care frecventează servicii de educație timpurie de calitate, nu numai că au un parcurs școlar mai lung, deci se elimină practic riscul de abandon școlar, dar au și un parcurs școlar cu mai mult succes, deci practic cu note mai mari. Au fost făcute studii în America în care a fost demonstrat faptul că
că acei adulți care au beneficiat de servicii de educație timpurie de calitate au obținut slujbe mai bune și mai bine plătite. Mulțumim și multă baftă în educația timpurie! Vă mulțumim și noi foarte mult! Stăm acum de vorbă cu Luminița Costache, specialist în politici sociale și reprezentant UNICEF. Vreau să vă spun mai întâi, bine ați venit în Alba Iulia! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație și pentru găzduire într-un moment atât de important pentru educația timpurie din România. Aș vrea să vă întreb pentru început, care a fost rolul dumneavoastră în acest parteneriat alături de Ministerul Educației și acest centru de dezvoltare profesională? UNICEF împreună cu Centrul pentru Educație și Dezvoltare Step by Step, încă din anul 2006, pilotează acest tip de program. Și, bineînțeles, și cu sprijinul Ministerului Educației. El a fost pilotat în 12 județe și au fost create acolo 14 grupe de centru multifuncțional. Am văzut că acest tip de program este foarte bine primit și că este foarte important pentru copii și atunci am profitat de noua lege a educației care aduce pentru prima dată în discuție educația antepreșcolară și permite coborârea vârstei la care copiii au acces la un serviciu de educație și am extins acest parteneriat care se va întâmpla în 200 de grupe din toată țara. Fiind reprezentantul UNICEF, aș vrea să vă întreb cum este privită această educație timpurie la nivel mondial și cum se pune accentul, cum este organizată, de fapt, o astfel de educație, ce ar trebui să știe părinții și, de fapt, autoritățile care se vor ocupa de această educație. Noi la UNICEF suntem preocupați de educația timpurie și mai mult decât atât de dezvoltarea timpurie a copilului, care este un concept mai larg, care include și celelalte servicii de care ar trebui să beneficieze un copil de vârstă mică și familia lui. Toate studiile și toate cercetările științifice care au fost făcute de psihologi, de specialiști în neuroștiințe și chiar de economiști au arătat că investiția în educație timpurie este extrem de importantă și aduce beneficii economice importante pentru societate mai târziu. Este un economist care a fost și laureat al Premiului Nobel pentru această cercetare, care a demonstrat economic că un dolar investit acum aduce 7 dolari mai târziu pentru societatea respectivă. Deci, punerea de fonduri pentru educație timpurie trebuie să fie văzută ca o investiție. Acum, ce vreau să mai subliniez este că primii 3 ani din viață sunt extrem de importanți și multe cercetări au demonstrat că 85% din structurile creierului se formează în această perioadă. De asta este atât de important să avem grijă ca tot ceea ce le oferim copiilor noștri în această perioadă să fie o oportunitate de învățare. Și acest lucru poate fi făcut de absolut toți adulții care interacționează cu un copil, de la părinții copilului respectiv până la profesioniștii care lucrează cu el în astfel de servicii specializate și care pot produce această stimulare adecvată în așa fel încât copilul să-și atingă potențialul maxim. Cum ar putea beneficia de serviciile dumneavoastră aceste instituții care se vor ocupa de educație timpurie sau nu numai instituțiile de educație în general? Aș începe prin a vă spune că reprezentanța UNICEF în România este o agenție interguvernamentală care funcționează și în România, dar și în celelalte țări în care este prezentă pe baza unui acord cu guvernul țării respectiv. Deci, practic, noi încercăm să sprijinim atât instituțiile guvernamentale cât și instituțiile neguvernamentale să pună în practică astfel de servicii și de politici care să apere și să promoveze drepturile tuturor copiilor. Ca să revin punctual la întrebarea dumneavoastră, au fost diverse etape în care noi am sprijinit inclusiv crearea de politici în domeniul educației timpurii. Și mă refer aici la Strategia Națională de Educație Timpurie, care a fost elaborată cu suport tehnic și financiar din partea reprezentanței UNICEF în România, la reperele fundamentale de învățare și dezvoltare timpurie pentru copiii de la naștere la 7 ani, la Strategia Națională Integrată de
dezvoltarea competențelor parentale. Deci sunt o serie de acțiuni care vizează politicile generale ale statului român, în care UNICEF s-a implicat, venind cu expertiza tehnică acumulată în peste 60 de ani de existență și având ca punct central respectarea și promovarea drepturilor tuturor copiilor. Stăm acum de vorbă cu domnul Eugen Crai. Dumneavoastră sunteți directorul național Roma Education Fund România. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră de ce v-ați implicat într-un astfel de parteneriat? Păi, în primul rând, pentru că și organizația pe care o am eu promovează accesul la o educație de calitate a copiilor rom de la o vârstă cât mai fragedă. Practic, partenerii vin, se așează natural la aceeași masă, pentru că, pe de-o parte, înțelegem, avem o înțelegere comună a importanței educației timpurii. Înțelegem în același fel nevoia de incluziune și aici eu aș sublinia incluziunea copiilor rom, fiind o organizație care promovează accesul la educația al copiilor rom. Și în același timp iarăși avem o înțelegere comună a abordărilor integrate la vârsta copilăriei mici. Avem întotdeauna în limbajul nostru termenul de incluziune socială. Aș vrea să-l explicăm puțin, venit din partea dumneavoastră, cu opinii și sugestii, cum am putea face această includere în societate, în comunitate, a persoanelor cu anumite probleme. Păi, chiar modelul acestor grupe de educație antepreșcolară vine cu o soluție, și anume Serviciul Public de Asistență Socială poate să subvenționeze costurile atașate participării copiilor rom în grupele respective de educație antepreșcolară. Sunt mai multe soluții pe care și organizația mea le promovează. Există, de asemenea, anumite programe de educație preșcolară bilingvă, în limba română și în limba romanii. Există grădinițele stivale, prin care copiii rom erau implicați pe perioada unei veri într-un program de educație preșcolară, tocmai pentru a-i pregăti pentru procesele de școlaritate. Sunt diverse soluții care s-au propus și pe noi ne bucură că e acest model care este dezvoltat la o scară mai mare, pentru că în acest fel, practic, copilul rom ajunge în educație de la o vârstă mai potrivită pentru a dobândi achizițiile fundamentale la vârsta copilăriei mici. Care va fi, să spunem, între ghilimele, beneficiile unui copil care va ajunge să beneficieze de educație timpurie tocmai prin aceste centre multifuncționale? Păi, în primul rând, adaptarea la procesul de școlaritate în ciclu de educație primară. Va fi o tranziție mult mai ușoară, copilul va avea deja achizițiile de bază pentru a fi competitiv în educația primară. Și, practic, la nivelul vârstei copilăriei mici se pun bazele felului în care se învață. Toate fundamentele viitorului școlar sunt dobândite în perioada copilăriei mici. Ori ăsta este avantajul de a interveni cât mai devreme, pentru că, iarăși, lipsa expunerii copilului într-un program de dezvoltare timpurie sau de educație timpurie prezintă un risc de abandon școlar ulterior. Și, practic, marea majoritate a copiilor care abandonează în ciclu primar sau gimnazial sunt copii care nu au avut pregătirea necesară la nivelul copilăriei mici. S-a făcut, să spunem, o informare la nivelul comunităților de etnie romă, s-a făcut o informare în sensul în care ei să știe dacă pot beneficia de aceste servicii sau nu? Sigur că există diferite campanii în comunitățile de rom, dar eu cred că proiectul vizează absolut întreaga comunitate și orice inițiativă
care vizează copiii romi, îi vizează și pe ceilalți copii. E un început de sistem aici. Sistemul, tocmai vorbeam de punerea bazelor sistemului de educație timpurie în România. Sunt diferite campanii care se derulează. Eu cred că campania trebuie să vizeze întreaga comunitate, inclusiv comunitatea romă din acea localitate. Mulțumim mult și multă baftă în implementarea acestor parteneriate. Mulțumim frumos! Primii pași în domeniul educației timpurii au fost făcuți. Nu ne rămâne decât să așteptăm rezultatele acestui proiect, care nu își dorește altceva decât aplicarea Legii Educației Naționale. Pe finalul emisiunii, eu vă urez să aveți parte de educație în tot ceea ce faceți și nu uitați, până săptămâna viitoare, aștept comentariile și sugestiile voastre pe adresa de e-mail carmen.siminic@albatv.ro. La revedere!